Salutare dragilor, neața bună sau seara bună, depinde când vă uitați la acest videoclip. Am descărcat aici niște paleți de la Amazon, paleți stricați, rupți, vechi. Aici se repară, bănuiesc. Haideți să punem centura și am zis să fac un video până la... Hai să dau un pic de zaburire la oglinzi, pentru că sunt plouate. Am avut noroc că mi-a dat o transpaletă și mi-am adus paleții până la poarta remorcii, până la porțile remorcii. Uite o remorcă de Suceava lăsat aici. Da. Și așa, dacă am adus paleții până la gura remorcii, așa nu am mai avut probleme să mă aude ploaia. Bine că nu plouă foarte tare, dar... Mamă, păi până vine ăsta, eu am crezut că vine mai tare, băi, de-aia am așteptat. Mă trebuie să-l aștept și pe ăla și până atunci mai vine unul, nu? Mamă, dar ce încet merg ăștia, bă, și vede că aștepți după ei. Uitați și voi ce mereu ciudată mi-o dat. Hai să-l punem aici deocamdată. Hai că ies, că până nu mai pot să aștept atâta. Da, deci aici am descărcat. E undeva mai sus de Orleans, în Franța, pe lângă A19, autostrada 19. E destul de rece, sunt 4 grade afară, încă nu am văzut zăpadă în Franța, dar e destul de rece, mult nu o să mai fie până o să înceapă să ningă. Uite aici remorci noi, mă mir că încă n-am adus de la Schmitz niște remorci pe aici. Sau poate nu lucrează cu Schmitz, nici n-a observat ce... Mamă, jandarmeria și eu am numai 60. Folosim un pic retarderul, dar nu prea tare, pentru că e și rece, e și ud pe jos. Să n-am surprize după aia. Așa, ieșim pe aici. Bun. Am filmat foarte rar vloguri în ultimul timp, e dezastru cu internetul. Acum o să încerc, nu știu dacă mai apuc până de sărbători, pentru că mai am o săptămână și un pic până plec acasă. Dar după ce mă întorc o să încerc să iau și o cartelă de Franța. Am descoperit un loc unde pot să cumpăr o cartelă. E ceva gen de abonament care îți dă 100 de gigabyte pe Franța și 25 în roaming, adică în Spania, Italia, Belgia și așa mai departe. Și asta ar fi foarte bine pentru mine, pentru că în ultimul timp stăm foarte mult și pe Franța. De când am început să facem curse de Amazon, hai să o punem la 80 sau chiar 70. Avem foarte multe curse de Amazon cu descărcare sau încărcare în Franța. Mai facem și câte una, două locale. Cel puțin să vă dau un exemplu, eu am venit din Italia miercuri, am stat câteva zile la Lyon pentru că nu mi-a găsit încărcare. După aceea am venit până la Lille, am prins pauza de 24 la Lille. La Lille am avut ceva probleme cu referința de descărcare, am așteptat 2 zile până a soluționat problema. De fapt, până au răspuns cei de la Amazon. A durat 2 zile până a răspuns la un e-mail. Și vă dați seama, mi-a ieșit o pauză de 45 de ore. Și deja astăzi e joi. Deja am o săptămână și o zi de când am intrat în Franța. Acum sunt la Orleans, am încărcat de la Lille pentru Orleans. Sunt în zona de Orleans. Și bănuiesc acum, nu știu ce-i cu șeful meu de nu răspunde la telefon, pentru că e 9:30. Acum mă duc către autostradă, o să mă opresc la intrare pe autostradă, dacă am loc la casa de plată. Și o să aștept răspuns, să vedem. Mă duc aproape de Orleans, caută un Amazon de la Orleans sau ce direcție are. O să aștept să-mi zică exact. Și uite așa că a trecut o săptămână, astăzi sigur nu ies din Franța, deja o săptămână și 2 zile de când sunt pe Franța. Și ce bună mi era o cartelă cu 100 de giga, puteam să încarc și videoclipuri, puteam să folosesc și eu mai mult internetul în parcări, pentru că altceva ce să și faci pe vreme ca asta. Nu poți să ieși, să te plimbi, nu poți să faci nimic, mai ales dacă ești parcat într-o parcare pe autostradă, în benzinărie, unde nu ai ieșire de oraș ceva, n-ai ce să faci. Trebuie să stai pe lângă cabină și internetul ăsta îți mai ocupă din plictiseala asta, îți face să-ți treacă timpul mai repede. Eu momentan am o cartelă de la Digi, de Spania. Și pe interiorul Spaniei mi s-au acumulat deja 180 de gigabytes de internet. Dar pe extern îmi dă numai 9. Deja din cei 9, într-o săptămână am consumat 5. Mai am vreo 3 și ceva maxim. Nu știu dacă mai am. Ultima dată când m-am uitat mai aveam vreo 3 giga jumate. Acum cred că deja mai am vreo 3 sau 2 și ceva. E foarte, foarte nasol. Hai să vedem. Să dau un pic pe telefon să vedem. Da, nu mi-a răspuns. Scuzați că am luat telefonul la volan, dar mă uitam să vedem dacă am răspuns. Așa, să mergem ușor. Uitați și voi ce fain e aici, am podobit. Te bă și tu un pic mai încolo, bă, că n-ai remorcă. Nebunule. Acum mai avem 6 km până la autostradă, imediat o să ajungem. Punem la 80 pentru că suntem pe un departamental și nu vreau să am surprize. Cât de cât și oglinzile, oprim și luminile de interior că s-a făcut ziua, trebuie să le opresc și pe alea, pentru că deja e ziua afară și stau aprinse degeaba. Sper ca măcar până plec acasă să mă ajung o dată până în Spania, pentru că mai vreau să fac niște cumpărături pentru casă. O să merg cu camionul acasă luna asta, pentru că în ianuarie expiră ITP-ul și trebuie să fac ITP-ul. Așa că înainte de Crăciun, dacă o să fiți pe afară, eventual pe unde trec eu, o să vedeți cel puțin două camioane de Jeff Control care vin către România, pentru că mai e un coleg care o să vină cu camionul acasă și e posibil să mai trimită un camion ca să facem echipaj și să putem să venim toți șoferii români acasă. Suntem 6 șoferi români și cu 3 camioane am putea intra foarte bine în România. Din ce am înțeles, ca să mergi cu avionul acasă din România, trebuie să-ți faci testul și să fii negativ, bineînțeles, pentru că altfel nu te lasă să urci în avion. Am înțeles asta de la un coleg care la rândul lui avea un prieten ce trebuia să plece de la Madrid cu avionul și nu a putut să plece din cauza testului. Îl costa foarte mult să facă testul, timpul era foarte scurt până avea el bilet și așa a ales să plece cu mașina mică acasă și, din ce am înțeles, cu mașina mică nu sunt probleme momentan. Dar noi, cum o să mergem cu camionul, vă dați seama că pentru noi o să fie și mai bine, din cauza că nu e nicio problemă pentru șoferi, cel puțin deocamdată. Să sperăm că o să putem intra liniștiți în țară, o să putem face și noi sărbătorile în liniște și așa mai departe. Mai avem 1,5 km până la giratoriu. La giratoriu facem dreapta și o să ajungem la casa de plată de la intrarea pe autostradă. Sper să găsesc și eu loc de parcare. Am văzut că erau 2 sau 3 locuri libere de parcare. Sper să găsesc și eu unul, ca să aștept răspuns de la al meu patron. Să știu în ce direcție merg de aici, pentru că de aici am mai multe variante. Poți să ieși către Orleans, poți să ieși și către A6, poți să ieși mai ușor pe departamental și către Paris. Na, depinde cum preferă el și în ce direcție e mai aproape o încărcare sau, eu știu, un Amazon, ceva unde avem mai multe șanse de o încărcare. Hai să vedem. La casa de plată deja văd un camion, 2 chiar. E nasol. Nu știu dacă sunt în parcare sau... Nu văd bine, dar... Hai să vedem, încercăm. Încercăm să vedem ce-o fi. Da, eu am pus destinația finală la o benzinărie, la un Total de pe A10, chiar înainte de Orleans. E un Total foarte mare, cu benzinărie, cu parcare mare. Acolo am stat foarte mult timp. Uite, aici sunt 2 locuri libere, dar pe partea mea nu sunt locuri, dar știu că arăta parcare. Cred că trebuia eu să mă opresc mai repede, nu? Da, mă, nu sunt locuri. N-are nimic, că mergem la primul... la prima parcare. După aia întoarcem dacă e problemă. Dacă trebuie, dacă e nevoie. De aici se construiește o logistică. Curios dacă mai am ceva până intru în A10. Bă, aici ce se întâmplă? Sunt lucrări, nu? Hai să o călcăm și noi un pic. Ia să vedem. Avem una fără benzinărie la 9 km. Bine, e bine. Păi asta a fost, dragilor. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut. Sper ca, nu știu, să rezolv și eu ceva cu internetul ăsta, pentru că e dezastru. Dacă nu rezolv nimic, o să încerc să fac mai multe videoclipuri. Și dacă cumva n-am posibilitatea să le mai încarc până merg acasă, o să le încarc până... adică o să le încarc după ce ajung acasă și o să postez câte unul pe zi pentru a nu vă plictisi. Adică am făcut și o rimă. Și na, dacă o să vedeți întârziere de dată și de timp, o să... ca să știți din ce cauză a fost. Vă mulțumesc dacă ați stat până la aceste minute ca să vizionați acest videoclip. Vă salut, grijă de voi și toate cele bune. Ciao.